Înainte de a pleca pe ultimul drum, trupul neînsuflețit al fostului atacant al alb-negrilor a fost depus în fața tribunei a doua stadionului Cetate, începând cu ora 10:30. Aici suporterii albaiulieni și-au luat rămas bun de la cel care a fost un idol al generațiilor de uniriști. Cu lacrimi în ochi și profund afectați, cei care l-au cunoscut pe Iani Mitreacu au găsit puterea să-i mai strige odată numele și să-l aplaude. Sportivul a fost condus apoi pe ultimul drum spre cimitirul Maieri, unde a fost înmormântat. Procesiunea funerară a avut loc începând cu ora 13:30. Fostul atacant al Unirii, Iani Mitreacu, avea 53 de ani și era președintele Comisiei de Disciplină din cadrul Asociației Județene de Fotbal Alba. S-a stins din viață duminică, 14 decembrie, jucând fotbal într-un meci amical. Dumnezeu să-l odihnească în pace!